Precum în Cana Galilei a fost Iisus invitat, la fel și acum, ca în vremea aceea, te cheamă cu un dor curat. Astăzi, un mire și o mireasă, la nunta lor să poposești și să rămâi în al lor casă, ca peste ei tu să domnești. O, vino tu din înălțime, cu slava ta să-i umbrești, să lași izvoarele divine, ființă să-l ocopleșești. Deschide tu zăgazuri sfinte, de binecuvântări cerești, și ca un milostiv părinte, le dă și cele pământești. Și dă-le duh de rugăciune, să-ți poate aduce mulțumire. În marea ta înțelepciune, revarsă asupra lor iubire. În via ta, fă-i lucrător și slujitor de seamă, pe tot parcursul vieții lor, de Domnul să se teamă. Să fiți puternici, plini de blagă, dragi, mire și mireasă, fie ca Domnul să vă aleagă, să fiți o viță aleasă. Să fiți soție ascultătoare, de soțul tău stăpân în casă, să fii viță roditoare, cu mulți copii la masă. Dar și tu, Ovi, să o iubești, cum te iubești pe tine, de casa ta să te îngrijești și Domnul îți va da bine. Să nu-i lași singur niciodată, prin lume fără ajutor. Răspunde-le când strigă tată și oricând să fie în casa lor. Într-o mână